Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit aici la Casa Guvernului. Salutăm colegii jurnaliști, salutăm și toată lumea care ne urmărește în direct pe platformele Ministerului, dar și a Guvernului Republicii Moldova. În spiritul transparenței Guvernului Recean, așa cum am anunțat și la briefingul săptămânal de după ședința Guvernului, o să lansăm conferințe de presă, discuții directe cu membrii Cabinetului de Ministri. Astăzi, domnul viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și a Digitalizării, Dumitru Alaiba, va susține o conferință de presă în care va explica noul pachet de dereglementare în diverse domenii care are un impact atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri. După declarațiile vicepremierului, vom putea să preluăm mai multe întrebări, inclusiv de la colegii jurnaliști care sunt prezenți aici sau colegii care sunt și ne urmăresc online. Acestea fiind spuse, domnule vicepremier, aș vrea să ne comunicați și ne relatați principalele beneficii ale noului pachet, dar și aspectele care țin de impactul acestora pentru oamenii de afaceri din Republica Moldova. Vă rog. Da, mulțumesc mult, Daniel. Stimați colegi, stimați reprezentanții ai mass media, stimați cetățeni, ne bucurăm să vă salutăm astăzi aici. Sper să ne vedem cât mai des, cu știri cât mai bune. După cum știți bine, una din prioritățile de bază ale acestui guvern este creșterea economică, dezvoltarea afacerilor, atragerea investițiilor, susținerea antreprenorilor. Aici avem foarte multe de făcut, avem multe procese în derulare, în pregătire, dar avem și unele rezultate. Astăzi o să vă vorbesc despre schimbările pe care le facem, care vor fi resimțite de cetățeni și de antreprenori odată cu adoptarea în Parlament a primului pachet de dereglementare, de reducere a birocrației, pe care l-am aprobat marțea aceasta în ședința Guvernului. Acest pachet de legi va contribui semnificativ la reducerea birocrației din diferite domenii. Vorbim aici de la raporturile de muncă, digitalizare, IT și comunicații electronice, controle și inspecții, dar și multe altele. Ca rezultat al acestor modificări, estimăm și sunt niște estimări destul de modeste, să vă spun sincer, dar estimările noastre sugerează că antreprenorii și cetățenii vor economisi cel puțin 50 de milioane de lei anual și cel puțin 200 de mii de ore de muncă anual, echivalent a 25 de mii de zile de muncă, dacă divizăm la 8 ore lucrătoare, 25 de mii de zile de lucru anual, economii per total. Este imens. Este un plus, eu cred, la productivitate și la eficiența antreprenorilor, timp și bani pe care aceștia îi economisesc odată cu limitarea și eliminarea birocrației inutile, oamenii le pot investi mult mai eficient în dezvoltarea afacerilor, în extindere, în alte activități mult mai productive. Astfel, o să evidențiez astăzi câteva din principalele schimbări pe care le propunem, care vor ușura munca antreprenorilor, și anume schimbări în codul muncii privind programarea concediilor anuale, preavizarea angajatului despre data concediului, plata concediului de boală, excluderea precontractului individual de muncă, deținerea tot felul de regulamente interne, acestea vor deveni opționale, la moment ele sunt obligatorii, inclusiv pentru companii de 2-3 angajați. Este o mulțime, un munte de hârțoage pe care aceștia trebuie să le printeze și ștampileze. În afară de asta, eliminăm pașaportul albastru medical. Asta, după cum am comunicat și anterior, e probabil una dintre cele mai umilitoare proceduri birocratice prin care trec foarte mulți mii de angajați ai sectorului Horeca, dar și alte sectoare din economia națională. Unele estimări sugerează că sunt aproximativ 30.000 de oameni. Și aici, în afară de, pe lângă toate altele, eliminăm și un focar de corupție pe care îl estimăm la aproximativ 10 milioane de lei anual în mită. Vom exclude raportările privind salariații către centrele militare. Această informație deja este
în dispoziția statului și această informație va fi oferită instituțiilor care au nevoie de ea în regim online automatizat. Astfel, încă o dată, eliminăm o procedură birocratică deja depășită de timp. Facilităm conectivitatea pentru a ajuta și a susține o economie competitivă. Ori unul dintre principalele avantaje ale economiei noastre este anume conectivitatea, internet ieftin, comunicații ieftine și accesibile pe tot teritoriul țării. Vrem să susținem și să menținem această competitivitate prin unele reforme pe care le planificăm și în viitor. În acest pachet, conform acestui pachet, propunerea este ca instalațiile rețelelor de comunicații electronice să nu fie considerate bunuri imobile separate dacă nu sunt atașate permanent de un teren. Este doar logic. Altă schimbare, probabil unul dintre cele mai coruptibile domenii din acest stat, și anume controlele, unde, cum am spus, este încă multă corupție. Propunem o îmbunătățire ce va limita această corupție și va consolida rolul statului de îndrumare, nu de pedeapsă. Drept urmare, în primii 3 ani de activitate a unei întreprinderi, organul de control va avea dreptul să efectueze controle, dar nu va avea dreptul să impună amenzi și alt fel de sancțiuni, cu excepția cazurilor în care se comit încălcări grave sau repetate. De asemenea, legea va include obligativitatea înregistrării notei de motivare în registrul de stat al controlelor și obligația de a transmite liste de verificare odată cu anunțarea acestuia. La modul practic, asta înseamnă că agentul economic, atunci când știe că vine la el sau ea un control, știe ce anume se va verifica în mod transparent. Asta, din nou, limitează corupția și riscul de mită. Totodată, antreprenorul, conform noilor modificări propuse, va avea dreptul de a documenta foto și video acțiunile inspectorului. Este doar logic. Și, încă o dată, este un instrument care va limita corupția în cadrul controlelor de stat. Va fi modificat și codul de executare, care va introduce digitalizarea relațiilor dintre executorii judecătorești și băncile comerciale, ceea ce va reduce costurile administrative și consumul de timp. Această prevedere va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Stimați cetățeni, eforturile noastre sunt îndreptate spre reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor publice, extinderea sectorului IT, scoaterea barierelor inutile din calea afacerilor, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, deschiderea pieței muncii, lichidarea monopolurilor și accesul la noi piețe de desfacere, printre multe altele. Mai urmează și alte știri bune pe care acum le pregătim pentru antreprenori. Printre acestea o să enunț câteva din ele. Reforma SRL pentru a oferi o mai multă libertate companiilor și asociațiilor acestora. Reforma sistemului de raportare. După cum știți, avem un sistem de raportare mult prea greoi și nu este demn de secolul 21. Aici o să eliminăm cel puțin jumate la moment din rapoartele depuse de antreprenori pentru a reduce povara birocratică și efectiv de a le crește eficiența și productivitatea. Sunt țări în care este posibil ca o companie mică să depună un singur raport anual și dacă asta e posibil în alte țări, precum ar fi Estonia, asta trebuie să fie posibil în Moldova, spre asta tindem. Promovarea comerțului electronic este o altă acțiune la care acum lucrăm. Susținerea și finanțarea afacerilor, digitalizarea serviciilor publice. 100% din servicii pentru antreprenori trebuie să fie disponibile online. Nu 90, nu 95, 100% din serviciile publice pe care le accesează antreprenorii în primul rând. Dacă asta, încă o dată, este posibil în alte țări, asta este posibil în Republica Moldova. Acest guvern și-a propus să fie un partener de încredere și predictibil pentru antreprenori. De aceea, în următoarea perioadă, vom oferi și mai multă libertate mediului de afaceri, după cum v-am spus. Astăzi, economia Republicii Moldova este una deschisă în comparație cu multe alte economii, de exemplu, din rândul țărilor CSI. O să construim o economie cu adevărat liberă, cu adevărat deschisă, o economie după modelul european, fără corupție, fără birocrație, cu servicii calitative și suport pentru investiții.
Anume din acest motiv, ca să creștem și să ne dezvoltăm, trebuie să ne comparăm și să luăm drept model de dezvoltare economică țări ca Polonia, Cehia, țările Baltice, după cum am mai menționat. Trebuie să privim spre economii dezvoltate și să preluăm bunele practici și exemplele de reușită. Toate problemele care există astăzi în economia Republicii Moldova au soluții, ele au fost deja descrise și experimentate în alte țări, trebuie doar să preluăm. Unele pot fi realizate ușor, cu intervenții minore, altele sunt sistemice și va trebui împreună, ca și societate, să adoptăm o viziune pentru viitor, o viziune pentru dezvoltare. Mai sunt și din cele care necesită timp, curaj și voință politică, economică și socială. Doar un lucru trebuie să ne fie clar tuturor. O să muncim în beneficiul cetățenilor, o să facem reforme și doar așa o să atingem acel nivel de dezvoltare economică pe care cu toții îl merităm în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule vicepremier, pentru declarațiile pe care le-ați susținut. De menționat că astăzi la eveniment avem și imagini vizuale care explică pe șleau care sunt sinteza acelor reforme propuse. Înainte să trecem la întrebări-răspunsuri din partea colegilor din mass media, o întrebare pe pașii următori. Colegii din online au făcut precizarea aceasta. Deci, după aprobarea acestui pachet în ședință de guvern, ce urmează ca procedură, domnule viceprim-ministru? Da, mulțumesc. Mulțumesc, Daniel. După cum urmează procedura, acest proiect deja a fost transmis Parlamentului. Acolo urmează cel mai probabil o rundă, cel puțin, de consultări suplimentare cu mediul de afaceri. Urmează discuțiile pe platforma comisiilor parlamentare, după care speranța noastră este să avem votul în Parlament în luna martie a anului acesta. Am discutat și ieri, fiind în Ungheni, m-am întâlnit cu mai mulți antreprenori în diferite formate. Am discutat inclusiv prevederile acestui pachet de reducere a birocrației. Aceste schimbări și aceste reforme sunt necesare și așteptate de către antreprenori, pentru ca, încă o dată, aceștia să-și poată vedea de treabă, nu să umble cu hârțoage. Mulțumim foarte mult. Începem runda de sesiune întrebări-răspunsuri. Eduard Maciac, Politics Media. Domnule Maciac, vă rugăm. Bună ziua. Spuneți-ne, la guvern activează de mulți ani Comisia privind reglementarea activității de întreprinzător. Ea are de asemenea funcții de a dereglementa multe acte, de a facilita agenții economici. Cum se va suprapune această inițiativă cu această comisie sau nu? Aveți în vedere ghilotina. Da. Eu mulțumesc pentru întrebare. Eu nu cred că într-atât de mult contează formatul în care noi elaborăm aceste reforme. De exemplu, acest pachet a fost elaborat împreună cu colegii din Consiliul Economic, cărora le mulțumim pentru suport. Partea de consultări și de discuții asupra acestui a fost în diferite formate, inclusiv consultări cu membrii Consiliului, inclusiv consultări, cum am spus, și neformale, și în teritoriu. Despre ghilotină, cumva, dacă vreți opinie personală, am avut și ghilotina 1, și ghilotina 2, și ghilotina 2 plus și așa mai departe. Nu știu dacă este unicul instrument posibil pentru a aduce o schimbare pentru antreprenori, contează rezultatul. Da, ați vorbit despre 50 de milioane de lei estimativ că am economisi. Asta ar fi suma totală sau are... Este o estimare a, iată, cumulativ aceste schimbări, cumulativ costul de muncă, costul unor anumite acte permisive care sunt achitate sau alte cheltuieli suportate în proces. Estimarea noastră, dacă vreți, putem ulterior să intrăm în detalii cum am ajuns la această sumă, este cam, da, minimum 50 de milioane. Alte estimări sugerează și mai mult. Da. Asta e pe an. Și ultima întrebare, care, să spunem așa, ar fi primul efect imediat în cazul în care acest pachet va intra în vigoare anul acesta, anul viitor? Când?
Anul acesta, cred că cu siguranță. Primul efect pentru angajații sectorul Horeca. Nu vor mai trebui să meargă anual pentru procedură cu adevărat umilitoare, încă o dată vă spun. Și dacă nu vrei să o treci, atunci trebuie să plătești o mită de, conform relatărilor lor, de 300-350 de lei fiecare acest pașaport. Pentru ei această schimbare va însemna că ei vor putea munci așa cum se muncește în alte țări, de la Olanda, la Suedia, la Estonia, fără această procedură încă o dată umilitoare și coruptibilă. Pentru angajatori, acele hârțoage, acele regulamente pe care ei le tipăresc, le ștampilează și le lasă pe raft doar în cazul că vine inspecția muncii sau alt control să le verifice, ei nu vor mai fi obligați să facă asta. Dacă angajatorul consideră că este necesar să aibă un regulament intern pentru a clarifica relațiile dintre angajator și angajat, și eu cred că majoritatea angajatorilor mari vor vedea sens în asta, atunci ei o să facă asta. Dar încă o dată, o companie de 3-5 angajați probabil va considera că asta este o povară pe care ei pot să scutească. Pe controlele de stat, odată cu votarea acestui pachet de legi, companiile aflate în primii 3 ani de viață vor avea controle, dar aceste controle încă o dată vor fi consultative, fără amenzi. În cazul în care vine inspectorul și constată aceeași încălcare repetată sau în cazul în care o încălcare este gravă, cu risc pentru viață, evident că acolo vorbim de amendă. Dar adevărul este că majoritatea controalelor nu comportă risc pentru viața și siguranța oamenilor. Și doar, dacă vreți, convingerea mea, la fiecare control pe care noi îl vedem și la fiecare amendă pe care noi o vedem, sunt 3 mite pe care noi nu le vedem. Sau 5, nu știu. Depinde de instituții. Și ultima întrebare, vă rog. Da, ați vorbit despre faptul că vor fi modificări și la codul muncii. Vă întreb dacă cumva ați coordonat această inițiativă cu patronatele, sindicatele, ce spun ei? Colegii din patronate, sindicate au fost chiar în ședința guvernului, din câte puteți să vă amintiți marți. Au fost discuții la direct. Le-am înțeles. Mulțumim foarte mult, domnule viceprim-ministru, pentru răspunsurile furnizate. Doamnelor, domnilor, în spiritul transparenței vom continua sesiunile de discuții directe cu ministrii din cabinetul Recean. Noi ne reîntâlnim la briefingurile săptămânale după ședințele de guvern. Mulțumim și conaționalilor, cetățenilor care ne-au urmărit pe platformele digitale. De asemenea, vrem să reiterăm pe partea guvernului să consultați informațiile oficiale verificate din surse credibile în contextul în care, în special pe rețele sociale, există multă dezinformare. Materialele vizuale referitoare la acest pachet de dereglementare sunt disponibile pe pagina Ministerului de Resort, dar și pe pagina vicepremierului Dumitru Alaiba și pot fi consultate suplimentar. Notele informative tehnice sunt de asemenea plasate pe site-ul gov.md. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru prezență și celor care ne-au urmărit online și celor cu prezență fizică aici la Casa Guvernului și vă dorim o zi cât mai bună în continuare. La revedere! La revedere! Mulțumesc!